Salutare, prieteni! Suntem la o nouă ediție 60 minute cu Remax, în nouul nostru sediu Remax de aici din Cluj, așa că avem în spate un display din ăsta de bar, care mi-a plăcut foarte mult, l-am văzut la unul din francizații noștri din Oradea. Și astăzi îl avem invitat pe Sebi Burcaș, cu K-A-Ş-H, de la Cash. Cash. Sebi Burcaș este de mulți, mulți ani o voce importantă în business-ul, în antreprenoriatul românesc, nu? Vorbim despre cash și ce se învârte în jurul cash-ului legat de bani, bani, nu? În general, de bani în general. Dacă ori fi cash sau datorii. Sau carduri. Sau carduri, fie, exact. Da? Fain. Mă bucur să-l avem astăzi pe Sebi aici și o să vorbim despre bani, evident, despre cash, despre imobiliare, despre economia în contextul ăsta al pandemii, război, ce-o fi el. Încercăm să ne uităm un pic în viitor, să vedem ce vedem noi că poate să vină. Globul de cristal l-am uitat acasă, exact. Scoatem noi ceva de undeva, în cafea. Da, în zaț. Și mai vedem un pic și ce oportunități pot să fie, pentru că la fiecare posibilă recesiune, criză, mai apar și oportunități. Absolut, sau? Absolut. Fain. Deci, bine ai venit. Servus. Noi ne-am mai văzut, cred că, la o emisiune de genul ăsta undeva în trecut. Mi-aduc aminte că l-am făcut la Ciupercă. L-am găsit acum. Serios? Recent undeva pe canalul nostru. Ai dat de YouTube, în arhivă, da, de exact, chestia. Am trecut vreo 4-5 ani buni. Și reluăm acum, mai tineri, mai frumoși. Absolut. Cu siguranță mai înțelepți. Mai înțelepți, da. Cum vezi tu momentul ăsta economic, istoric, în România și în contextul ăsta european? Cred că trăim niște vremuri foarte interesante. Speță acum 2-3 ani sigur nu s-a așteptat nimeni să avem la pachet într-un interval atât de exact scurt pandemie, război pe continent, că na, erau războaie, dar nu erau ale noastre. În sensul exact. Ce pe continent? La graniță? Exact. Afganistan și toate celelalte. Cum zicea ieri cineva, zice, mă așteptam să înceapă cu reienii ceva mai degrabă decât să se întâmple ceva noi la ușa noastră. Și în plus de asta, trecem printr-o, zic eu, etapă a economiei globale foarte interesantă, pentru că ceea ce trăim acum seamănă într-un fel foarte tare cu criza petrolului de prin 70. Uh-huh. Asta e singura, da, cumva, suprapunere. Când pur și simplu nu mai era petrol în piață. Da, cât de cât similară cu ceea ce trăim acum. Știi? Da, sunt, cum zic, contexte interesante. Răspunsurile guvernelor, cel puțin în zona de pandemie, mă rog, le știm cu toții. Pentru mine personal a fost surprinzătoare viteza cu care au acționat guvernele și băncile centrale în, chiar la startul pandemiei, comparativ cu ceea ce s-a întâmplat în 2008-2010, când le-a trebuit câteva, da, să dezmeticească, luni, da, bune să-și dea seama ce se întâmplă și de unde-s loviți. Uh-huh. În schimb, de data asta, viteza lor de reacție a fost una extraordinar de promptă. Și, mă rog, cel puțin pentru momentul ăla, părea că e o decizie bună ce au făcut ei. Stați cu minți acasă, noi vă dăm bani. Ori, pentru că au început să tipărească. Exact, o dat drumul la butoane. Acum, asta cu tipăritul, și asta e un fel de eufemism, pentru că la finalul zilei tipăritul ăsta se face din tastatură mai mult acum. Așa. Uh-huh, uh-huh. Mai adăugăm niște zerouri. Da, deci nu consumă hârtie. Exact, la niște conturi, nici măcar hârtie, da, nu mai consumă. E, și cam asta e cumva fenomenul pe care îl trăim acum, o suprapunere de forțe în tot contextul ăsta, care nu-i deloc plăcută. În primul rând pentru că dă o mare stare de incertitudine și impredictibilitate, oamenii sunt panicați mai mult decât că, uh-huh, cumva sunt extrem de afectați de chestia asta. Slavă Domnului, încă imobilele noastre sunt în picioare, dacă vorbim de piața imobilă. Da. Kauflandurile sunt pline. Exact. Oamenii împling cu nonșalanță căruciorul. Acum că cu aceeași sumă de bani cumpără doar jumate ceea ce, uh-huh, puteau cumpăra anul trecut, asta e altă conversație, uh-huh, datorită inflației care se pare că a atins un vârf după ultimele, uh-huh, ziceri ale guvernanților noștri. Personal mă îndoiesc că ci se va opri, dar vom vedea cine mai, da, așteaptă. Dacă mă rog vorbă, că așa zice și Orbu, vom vedea noi.
Știi? Și nu mai văzut în veci. Da. Ca să, ok. Ca să continuăm. Da, și dincolo de pandemia asta, a mai venit și războiul, care a adăugat o latură emoțională suplimentară. Prima dată un val de frică, știi, de spaimă, pe care cumva și eu l-am trăit așa în primele săptămâni. Blocaj așa în piața imobiliară noastră, cel puțin, au fost așa un 2-3 săptămâni de... Cred că în toate piețele. Freezing, știi, da. Tot înghețat, cumva. Se mai închideau ce erau antecontractate din trecut, după care au venit un dezgheț așa, maxim 3 săptămâni, 4, să zicem, și iarăși și-au reluat oamenii viața și tranzacțiile și mai departe. Da. Și din punct de vedere al cash-ului, domnul Burcaș, cum vezi momentul ăsta? Este un moment de cash. Este un moment de cash, cu mult cash, în sensul ăsta. Da, da, absolut. Da. Sunt foarte mulți bani în piață acum, dincolo de glumă. Cum spuneam... Tu îmi dai într-o discuție anterioară, cu câteva minute înainte, și niște procente, cifre. Da. Tot ceea ce s-a întâmplat în perioada asta cu pandemia a fost că banca centrală a noastră, că până acum am vorbit la nivel global ce s-a întâmplat, a pus în piață, mă rog, o cantitate cam cu 30-30 ceva la sută mai mare de bani față de perioada de la începutul anilor 2020. Asta înseamnă că au crescut efectiv sumele de bani care sunt în piață, masa monetară efectivă. Și mai este un fenomen foarte interesant la care m-am uitat și de care spuneam și adineauri, faptul că este pentru prima dată în istorie când banii ăștia sunt la populație, nu sunt în, știu, blocate în investiții, depozite pe termen lung și alte chestii de genul ăsta, adică ori prin conturi. Exact, ori în depozite pe termen foarte scurt, ori în conturi la vedere, ori efectiv bani acasă. Se pare că undeva peste 70%, 71, ceva din masa monetară este cumva disponibilă la populație, ceea ce este enorm. Și practic stăm pe bani. Stăm pe bani la propriu, în condițiile în care orice, mă rog, tânăr, să zicem, absolvent de științe economice, ți-ar spune că este cea mai proastă decizie pe care o poți lua într-o perioadă inflaționistă, să stai pe bani. Da, trebuie plasați în ceva astfel încât să limitezi cumva impactul inflației asupra numerarului pe care le ai la dispoziție. Deci cam asta e cumva poza în care suntem. Dincolo de asta sunt și cifrele pe care evident și voi le aveți și le știți mult mai bine decât mine, de piață imobiliară, unde continuăm să fim liderii globali în ce privește deținerea proprietăților de către persoane fizice, undeva cam 96%. Locatarii noștri sunt 90% proprietari. Da, 96%. Și asta e o caracteristică... Mă, dacă inițial am luat-o ca o caracteristică, să zicem, slabă, un punct slab al României, uitându-mă cu un pic altă perspectivă, poate și din cauza vârstei, cred că ne-a ajutat chestia asta. Ne-a ajutat în criza din 2007-2008 pentru că, mă, eu nu știu extrem de mulți oameni care să fi fost puși în stradă decât, mă rog, cei care au avut nesăbuința, să zicem, da, să se joace cu creditele franci, elveție. Alte, da? Da, alte aventuri. Bine, aia oricum o putem pune și pe seama necunoașterii fenomenelor economice, pentru că francul elvețian per se este o monedă de refugiu în condiții de criză. Deci oricine cu un pic de informație economică se putea aștepta la această creștere. Exact ce se întâmplă și în momentul de față, da? Cu francul elvețian, pentru că nu-i așa, este o monedă de refugiu căutată, alături de yenul japonez și de parcă se mișcă cumva ceva și în zona yuanului chinezesc. Deci, nu au fost foarte afectați, cum spun, de această colaps. Bun, și în contextul ăsta al saltelei de cash pe care stăm noi. Excesive. Da, care în viziunea ta ca un consultant din asta de cash, de finanțe, care ar fi niște scenarii recomandate pentru a te proteja de inflație? Pentru că asta e una dintre marile amenințări ale
viitorului pe termen scurt, nu? Să îți dilueze inflația pătura de cash pe care o ai. Da. Valoarea netă. Eu m-aș duce un pic în zona de psihologie, pentru că întrebarea este bun, de ce țin oamenii banii? Da. Și cumva experiența crizei precedente îi pune pe majoritatea în poziția, totuși în subconștientul lor, de a căuta niște oportunități. Am adunat niște zeci de mii sau sute de mii de euro, Doamne ajută, sau așa mai departe, și acum așteptăm crahul pieței imobiliare, nu e așa că suntem sportivi în contextul ăsta, e sportul favorit în investiții în România, mai construiești un duplex, mai vizi ceva, mai cum e un teren sau așa mai departe. Și eu cred că asta e de fapt mecanica. Oamenii țin de bani în ideea că vor găsi din nou, ca și în anii 2009-2000, a ținut până pe 2012-2013. 14, au început să crească. Așa. Vor găsi din nou proprietăți imobiliare la discount. Uh-huh. Asta e un fenomen psihologic pe care îl văd în piață. Și opinia mea este că nu se va mai întâmpla chiar așa. De ce? Din cel puțin două considerente. Unu, dezvoltatorii nu mai sunt chiar atât de expuși în fața băncilor cum erau în perioada respectivă, okay, și îndatorați, dispuși cumva să vândă pe orice preț, la orice discount, proprietățile cu care sunt în piață în momentul de față. Și doi la mână, mai vine și acest efect al creșterii accelerate al materiilor prime și toate celelalte, care cumva și asta încetinește capacitatea de a discounta prețurile proprietăților imobiliare existente în piață. Deci avem cel puțin două fenomene care cumva stopează chestia asta. Preț, costul de producție al proprietății imobiliare, a devenit la limita sustenabilității. Și nu pot să mai discountez, că intri într-o zonă de pierdere. Exact. Majoritatea celor care vor să vândă, și chiar dacă vor să vândă, vă știți asta foarte bine, spun, ok, vând și ce fac cu banii. Pentru că dacă mă apuc de o nouă proprietate, terenurile sunt mai scumpe, materiale de construcții cu 30-40-50%. Și nu pot anticipa în ce direcție se vor duce. Absolut. Mai ales lanțurile astea de aprovizionare care încep să fie din ce în ce mai blocate și să cadă în stilul ăsta domino, practic fac imposibil de prezis evoluția prețurilor în viitor. Bun, acum, întorcându-ne la partea de soluții, cum îți ziceam și în discuția de la tine din birou de mai devreme, nu cred că sunt soluții universale. Adică oamenii se comportă diferit în funcție de specificul în care se găsesc într-un anumit moment și într-un anumit loc, inclusiv financiar. Una este să ai venituri din care să abia să reușești să-ți întreții nivelul de trai, să-ți plătești facturile, și acolo e clar că când vorbim de protecție la inflație, instinctul natural este mă duc să cumpăr mai multă făină, mai mult zahăr, mai mult ulei, pentru că mâine se scumpește. Da? Și asta este de fapt singura lor modalitate de a se proteja de inflație. La nivelul bazal al societății. În schimb, atunci când vorbim de păturile un pic mai afluente, care au... Și educate și cu resurse. Exact, și cu resurse financiare, de capital, deja diversificarea este răspunsul. Uh-huh. Adică nu mai ținem bani în același tip de asset-uri, ci ne uităm la mai multe tipuri de active care cumva corelate să te protejeze. Nu te vor proteja total, să fie foarte clar. Deci este aproape imposibil de găsit un scenariu de investiții care să acopere 100% inflația și să-ți dea și depinde profit. Și pe ce termen. Corect, asta spune. Depinde și pe ce termen, da. Și atunci cumva acest mix de investiții te poate scoate din beleaua asta cu inflația, și pe măsură ce ești mai educat și mai rafinat și mai înțelegător în ceea ce privește fenomenele macroeconomice, te duci spre niște, de exemplu, acțiuni ale unor companii care translatează foarte repede inflația către consumator. Ca de exemplu? Industria de tot ce înseamnă zona de food, în principiu. Ei sunt primii care au preluat grâu, l-au măcinat, îl pun sub formă de făină sau pâine sau așa mai departe în piață. Acolo se vede de azi pe mâine efectul inflației în prețul de pe raft. Ei nu mai țin inflația, cum se zice. Și atunci, transferând inflația foarte rapid, ei sunt niște vectori de inflație, de fapt, pentru și populație. Și companiile respective își pot proteja marja de profit în mod constant. Da, pentru că... A crescut prețul, cresc și eu prețul. Da, da. Deci, practic, ei sunt undeva niște intermediari, zice. Absolut.
Absolut. Și atunci, dacă investești în genul ăsta de companii, companii producătoare de utilități, de energie, de toate lucrurile astea care în final se văd de azi pe mâine în facturile pe care tu le plătești, asta este de fapt o investiție bună, pentru că ele sunt companiile care își păstrează marja de profitabilitate. Eu ca și acționar acolo voi putea primi dividende, să spunem, cel puțin similare. Plus, datorită creșterii prețurilor, crește și valoarea companiei și așa mai departe. Și dacă ele sunt bine poziționate ca și cotă de piață, ca și categorii de produse, business-ul lor e securizat. Absolut. Pentru că consumul la baza piramidei lui Maslow se va păstra. Adică mâncare, toată lumea are nevoie. Absolut. FMCG-urile astea tradiționale. Da. Exact. Da, plus, mă rog, bunurile astea de folosință, de uz normal, de săpunuri, de tot ceea ce folosești de asemenea, probabil că transferă. Consumabile, să spun. Sunt de asemenea un sector bun de investit, dacă, atenție, avem apetit spre zona de investiții în acțiuni. Mai sunt niște instrumente de astea care cumva pot să preia rapid inflația, cum, mă rog, rapid, vorbesc de delay de câteva luni, cum am vorbit un pic mai devreme de niște valute, dacă le înțelegi, să-ți păstrezi economiile într-o altă valută decât euro sau leu. Leu românesc. Da. Și, evident, alternative, să zicem, deja un pic mai sofisticate de a cumpăra niște commodities, mărfuri, de gen, ok, știm că se scumpește făina sau știm că se scumpește cherestea sau așa mai departe, cumpărăm niște contracte sau acțiunele companiilor care sunt în industria respectivă, industriile de materii prime, de fapt. Care Interesant. Bun, dar aici suntem tot în piața mobiliară, nu? În principiu. Da, absolut. Suntem în piața imobiliară și aici trebuie să ai un nivel de educație, aș zice eu, mediu superior. Da. Mă, acum, o formă de protecție... o educație formală, că nu trebuie să termini științe economice sau... Corect. Într-un fel sau altul, o formă de protecție o mai pot oferi chiar și titlurile de stat, pentru că, hai să fim realiști, ultimele titluri de stat puse de Banca Națională în piață cu 7,5% dobândă în lei sunt la maxim istoric pentru ultimii ani. Da. Și asta măcar te protejează parțial de pierderea de cât fi 12, 13, 14... Da, istoric 5, vorbind, 5, astea 5, cumva da. Surclasează paritatea leu-euro. Corect. Care, în hai ultimii, să fim realiști, este ținută cumva... Da, este ținută sub control de Banca Națională. De da. Banca Națională. Da. Este targetul principal al guvernatorului nostru de foarte multă vreme. Da. Și cred că va rămâne așa, sub 5 lei, pentru că în praxiologic extrem de important și vezi că toată presiunea se pune acolo să rămână în zona aia de 4,95, 4,96, adică coridorul de variație este foarte, foarte îngust în perioada asta. Bun, deci piața asta mobiliară, acțiuni, și aici trebuie să jonglez cu industrii care să aibă o perspectivă solidă pentru viitor, nu? Absolut. Pe urmă pot să fie commodities, adică mărfuri, pot să fie titluri de stat, ziceai, ce ar mai putea să fie ca să-ți protejezi? Ar putea să fie imobiliare? Evident că da, numai că aici voi sunteți experții și vreau să te provoc eu de data asta. Vreau să văd tu cum vezi lucrurile. Mai, în imobiliare și eu văd o oportunitate în continuare, pentru că piața este cumva pe un palier în momentul ăsta oarecum de stagnare și în ceea ce privește, din ce se vede la mine, urmează să confirm tu sau să infirm ceea ce spun din perspectiva voastră și din datele pe care le aveți, dar eu văd o încetinire a ritmului tranzacțiilor, nu se vede neapărat o scădere a prețurilor de tranzacționare așa cum probabil deja s-ar aștepta să se întâmple. Și cum zic, pentru că e foarte important să tratăm piața diferențiat, eu cred că în continuare pe anumite segmente se vor vom vedea aprecieri și creșteri, în special probabil pe valorile pe segmentele de lux, de premium, de produs premium sau de valori mari de investiție. În schimb, datorită presiunilor puse de sistemul bancar, încetinirea creditării și toate celelalte, este
posibil să vedem oarecare recul probabil pe piața de jos, adică pe proprietățile cele mai căutate în piață. Deși un argument interesant aici care cumva distorsionează toate aceste dinamici este, și voi știți foarte bine asta, faptul că totuși la nivel național, media e una dintre cele mai proști indicatori, dar ne uităm totuși la medie, se pare că cel puțin din informațiile mele 60% din tranzacții sunt pe cash. Da. Și cu nuanțe mai accentuate sau mai diluate de la un oraș la altul. Exact, în funcție de zonă, așa mai departe. Dar asta spune foarte mult de corelația pe care o ziceam mai devreme, exact. Că sunt foarte mulți bani în piață, oamenii au nevoie să investească în ceva și singurul activ adevărat pe care pot să pună mâna și în care și au încredere, poate fi înțeles, da. Și, exact, au încredere și îl și înțeleg, este o proprietate, 2, 3, 5, 7, 10 proprietăți. Da. Ce cred însă că poate fi interesant în perioada asta, mai degrabă decât neapărat proprietățile rezidențiale și așa mai departe, cred că ar fi un pariu și informațiile mele cam acolo se duc în zona de terenuri și poate chiar terenuri agricole și investiții mai speciale în păduri și alte lucruri de genul ăsta, care cu siguranță își va aprecia valoarea în perioada următoare. Da, de acord cu tine, de acord cu tine. Însă asta e o nișă destul de îngustă. Așa este. Necesită bugete destul de mari. Ca să fii relevant în piața asta a terenurilor agricole, trebuie să ai suprafețe mari care necesită bugete destul de mari și mai mult necesită și expertiză. Adică trebuie să știi ce tip de teren trebuie să cumperi, știi? Da, de acord cu tine, pentru că ele, terenurile astea au în spate nevoia de hrană. Exact. Și multe din vocile astea care prevăd o recesiune sau o criză economică o atașează și cu criza alimentară. Sau chiar o foamete. Sau chiar o foamete. Că sunt, mă rog, ca să acutizăm un pic. Exact. Eu cred că ziceai că noi știm mai bine. Cred că, legat de piața imobiliară, cred că poate să vină o încetinire a cererii în piața imobiliară, mai ales în segmentele astea submediu. Okay. În care există și o componentă economică, o componentă emoțională, psihologică. Există și riscul unui impact mult mai mare la coșul zilnic. Automat mănâncă din banii de papa. Exact. Coșul zilnic crescând accelerat, vorbesc de bugetele necesare, ca să împingi un coș afară din, ce ziceai tu la un moment dat, din supermarket, trebuie să plătești cu 50% mai mult decât tu făceai cu sunar. Quasi. La care se mai adaugă energie, carburant, servicii care și alea cresc. Și atunci, acolo probabil că impactul o să fie mai mare și o să scadă cererea. Pentru că oamenii o să fie chinuiți să-și plătească venitul net disponibil să... Exact. Și ori mănâncă din rezerve, ori nu mai fac economii și așa mai departe. Dar în zona asta de peste mediu premium, cred că o să ne înregistrăm chiar creșteri de prețuri. Dezvoltatorii în zona asta sunt puțini. Proprietățile cu locații bune, chiar am avut în weekend un meeting destul de mare la nivel național cu mulți oameni din rețea, din foarte multe orașe, și cam asta era concluzia. Bă, dacă ai marfă bună și în primul rând locația dictează și un preț cât de cât în piață, se închide, tranzacția se închide. Deci în continuare, și cred că și pe termen scurt și pe termen mediu, locația bună înseamnă șanse mari de tranzacționare. Și deci cred că prețurile nu vor scădea, vor scădea, cum ai zis și tu, confirm, vor scădea volumele de tranzacționare în termen de numere de vânzări, nu neapărat mai ieftin, în zona de medium, premium, o să avem prețuri mai mari. Și o să avem, cred că și o să avem și tranzacții din astea extreme, am avut și în ultimul an, doi, proprietăți care altădată nu credeam că se vor închide prin Cluj, 2 milioane de euro, o casă în Cluj, îi ceva, știi? Absolut, sau, absolut. Da, prin București, absolut. Apartamente de 1 milion și ceva de euro. Apartament. Deci, piața premium o să meargă înainte. Dar, ca și business-uri, ce business-uri vezi tu cu șanse de
bune de supraviețuire sau chiar de creștere într-o perioadă, într-o posibilă recesiune. Adică, bun, am înțeles cu banii ce să faci cu ei. Dacă vorbim de antreprenoriat, în ce zone să pornești sau aș face investești sau în ce zone să-ți consumi energia ca proiect antreprenorial? Aș face un pic de punte acum între antreprenoriat și tehnologie, să zicem, că ți-am văzut Bitcoin-ul de pe masă. Da. Eu sunt fan de vreun an jumate. Da? Mă joc tare în piața asta. Acum sunt un pic în sânge și eu, știi, ca toată piața. Dar pe termen lung sunt foarte optimist. Când intri în ringul de box, e foarte puțin probabil să nu și încasezi câte ceva. Vorba lui Mike Tyson, toată lumea intră cu un plan în ring, cu mine ia primul pumn în cap, știi? Și cam acolo suntem, la primul pumn în cap. Am înțeles. Da. Asta voiam să spun, că este un apetit constat destul de mare în zona asta pentru genul ăsta de investiții și n-aș fi vrut să... În tehnologie? Nu, în cripto în general. Aha. Ca să nu mă leg de tehnologia din spate de blockchain, care într-adevăr este o chestie spectaculoasă și extraordinară. Eu am primit de la tine acum vreo 5 ani. Prima dată când am auzit de blockchain, am primit de la tine o carte care se numește ceva cu blockchain. Revoluția blockchain. Exact. Atunci m-am apucat eu de cripto. Serios? Da, pentru că... Rich guy, altfel mă uit la tine. Am o aură. Da. Deja văd așa un bitcoin pe capul tău, pe fruntea ta. Sunt mai mulți, dar mă rog. Trebuie să te din partea asta. Da. De fapt, acolo a fost momentul meu de cotitură, pentru că și eu am refuzat foarte multă vreme să conversez de subiectul ăsta și veneau, cum știi, în seminariile pe care le făceam, călătorim foarte mult prin țară, toată lumea mă întreba, domnul Burga, ce e cu Bitcoin? Și tu știi povestea, că am mai zis-o, dar poate cei care ne urmăresc n-au auzit așa pe scurt. La mine a ajuns white paper-ul Bitcoin undeva cam la maxim 6 luni din momentul în care a fost lansat Bitcoin-ul. Știi ce m-a oprit să investesc? Ca să-ți dai seama cât de blocați suntem în pattern-urile noastre vechi. Băi, faptul că trebuia minat ceva, și pentru mine a fost dezastruos. Din două motive. Mineriade. Ah, ok. Deci ai asociat terminul de minat din Bitcoin? Da, mă, frate, eu nu vedeam pe aia cu piticii aia, lemming și aia, mai știi că umblau aia. Să fac grevă, nu te joci cu ei. Exact, știi, vin ăștia ne bat din sare aia pe cap, știi? Schimbă guvernul. Exact. Și o altă chestie este că eu am crescut lângă o mină de lignit în județul Sălaj, unde majoritatea bărbaților, după ce ieșeau la pensie la 45 de ani, mureau la 47, știi? Că erau toți cu silicoză și cu tot felul de bol de ăsta, de plămâni, știi? Și cumva creierul meu nu asocia chestia asta cu o investiție serioasă. Da. Cum adică să investești într-o chestie care omoară oameni sau provoacă... Da. Mineriade. Mineriade, știi? Și am parcat-o. Uh-huh. Foarte repede. Mă las la cum de porcării de genul terminați cu tâmpeniile voastre. Și m-am văzut în continuare de bursă și de toate celelalte investiții, până când, repet, a venit atât de frecvent către mine, cum ziceai tu dimineață, că mă vin atât multe informații de culoare asta, încât mă fac să-mi pun semne de întrebare. Și undeva prin 2017 a venit cartea. Ah, ok. A venit cartea pe care am și prefațat-o în limba română și care mi-a schimbat total percepția, pentru că a fost prima dată când am înțeles ce înseamnă, de fapt, tehnologia în sine, dincolo de blink-blink-urile de monede și toate celelalte, care, în finalul zilei, hai să recunoaștem, e o chestie speculativă. Da, sau nu, depinde, unele nu. Speculează momentul și ce mie mi se pare extrem de interesant este apetitul pe care l-au băncile centrale pentru valutele digitale, monedele digitale, în speță, ca o simplă corelație, cu o zi înainte de invazia Ucrainei, Banca Centrală a Rusiei spune că rubla va fi monedă digitală digitalizată, bazată pe tehnologie blockchain. Da, și atunci ăsta a fost momentul de cotitură și sunt foarte multe lecții pe care le-am luat de-a lungul timpului de acolo. Cea mai interesantă, apropo de investiții, și după aia ne întoarcem și la antreprenoriat, este modul în care dinamica asta și volatilitatea pieței îți enfatizează, dacă vrei, comportamentele investiționale. Deci ajunsesem la finalul anului 2017, când mă trezeam de 6-8 ori pe noapte să mă uit cât o mai ajuns Bitcoin. Da. Au fost atât de... FOMO acolo, exact. Să nu pierzi ceva, da? Fear of missing out.
easy money făcuți, mm-hmm. încât deja aveam fabulații cu mm-hmm. castele pe Normandia da, și da, chestii da, da, de genul ăsta, știi? Deci e un fenomen interesant. Recomandarea mea este ca undeva în portofoliile noastre să nu avem mai mult de 1-2% din investiții spre genul ăsta mm-hmm. de active, decât dacă aveți un profil de risc ridicat. Foarte, foarte ridicat. Ok, dar acum dacă tot ai deschis subiectul ăsta cu piața asta a criptomonedelor, noi în Remax am făcut de nicio lună, am lansat un soi de serviciu nou, în care, în parteneriat cu o platformă din asta de cripto, mm-hmm. Transylvania se numește, de aici din Cluj, facilităm tranzacții imobiliare cripto, okay. care practic sunt un schimb de asset-uri. Nu e o tranzacție de vânzare-cumpărare, super. Ci e o tranzacție pe care notarul o parafează ca fiind un schimb de asset-uri. Okay. Și ca să ajungem să facem parteneriatul ăsta, am mers la notari, am vorbit cu notarii, cu Camera Notarilor Publici, care au validat-o și la nivel european, văzând ce practici există în Uniunea Europeană. Cel mai frecvent se întâmplă asta în Franța, ei sunt cel mai bine normat și cel mai deschiși. Și atunci am zis, hai să o scalăm la nivelul rețelei Remax. Și astăzi cei 900 de agenți Remax pot să facă rapid, să mijlocească tranzacții excepțional. În zona cripto cu zona imobiliară. Deci știu că sunt foarte mulți oameni care au active imobiliare în cripto sub diverse monede, portofolii. Noi putem să le schimbăm cu proprietăți imobiliare. Fizice. Am avut vara trecută o tranzacție care era să pice. Ziceam mai devreme de o vilă din asta foarte, foarte scumpă aici în Cluj, pe care un cetățean străin, non-UE, vrea să o cumpere și nu putea să-și aducă banii aici. Omul vrea să plătească cu Bitcoin și vânzătorul nu vrea să primească Bitcoin, de schimbul nu se putea face. Drept pentru care până i-am dat de cap a durat aproape 3 luni. Oh my God. 3 luni în care omul a încercat să-și deschidă cont în România, să-și mute banii din afara Uniunii Europene în România. N-a reușit. Până la urmă, el fiind, am avut noroc că cumpărătorul ăsta era foarte perseverent și și-a făcut o firmă aici, o creditat firma, și-a alimentat firma și într-un final firma a cumpărat... A folosit un SPV, cum se exact, zice. Exact, exact. Dar nenatural. Absolut. Dacă ar fi venit astăzi, ar fi fost instant, pentru că cu Transylvania reușim să și schimbăm criptomonedele în euro prin intermediul Transylvania. Super. Și vânzătorul să primească euro. Foarte în contul dacă lui vrea euro. Dacă, e, dacă vrea euro. Dacă nu, poate să... Excepțional. Okay, deci, asta am intuit că poate să pară, da, poate să pară... Asta e veste bună și pentru mine, în cazul în care vreau să trec de pe cripto la betoane. Instant. Excepțional. Chiar mă bucur de chestia asta. Bun, și alte proiecte antreprenoriale, dacă nu zona asta de ce business-uri pot să fie? E clar că, vezi, fiind acum în de oportunitate în oala asta cu foarte multă tehnologie aici, care se numește Cluj, zeci de mii de IT-iști care, nu așa, dezvoltă și proiecte proprii și lucrează pentru companii mari, unele chiar listate pe bursă, nu așa? Exact. Asta e o nișă care va rămâne, părerea mea, în picioare, pentru că produce valoare adăugată rapid și cumva saltă foarte repede. Cu marje mari, exact, cu o piață globală. Respective. Aici, personal, tot timpul am avut îngrijorarea asta de a contrabalansa oarecum cantitatea foarte mare de outsourcing pe care o facem și pe care o exportăm. Cu produse proprii și aici sigur că va fi o miză. Da, apar din ce în ce mai multe în piața în România, Clujul, orașul nostru și... Și un alt lucru pe care îl văd ca și trend, mă rog, legat cumva și de trendul global de energie și toată povestea asta, merg extraordinar de bine tot ce înseamnă serviciile pe zona asta de energie, de montat chestii solare, de importat, de asamblat, de... Auzeam zilele trecute o chestie fabuloasă și o să fac un fel de reclamă acum, am auzit de primul service specializat în mașini electrice. Și mai mult decât asta, nu specializat doar în mașini electrice, ci în baterii de mașini pentru mașini electrice, regenerare și tot felul de chestii de genul ăsta. Interesant, uite. Și ci că, mă rog, au programări deja pe săptămâni înainte, în condițiile în care serviciurile tradiționale încep să grâfâie în ultima perioadă. Deci, cumva, eu cred că
indiferent în ce moment istoric te-ai aflat ca și viitor antreprenor sau ca și antreprenor în serie, cum ar veni dacă ai închis un business, vezi deschizi altul, eu cred foarte tare în această înțelegere a nevoiei pieței, pentru că piața îți va spune ce să cere și care este nevoia punctuală la momentul respectiv. Da, într-o oarecare măsură pot să vizualizezi o evoluție a pieței și niște oportunități. Cum ai zis tu, tehnologie, corect, energie, poate piața asta de criptomonede și așa. Absolut, parte, plus piața de papa, toată lumea vrea să mănânce sănătoși, exact, noi suntem exact intoxicați într-un fel și vizual și auditiv cu cât de prost mâncăm și ce fel de chestiuni mâncăm. Și oamenii încep să fie mult mai atenți vis-a-vis de cine produce, cum produce, ce fel de chimicale, pesticide sunt în roșia pe care o mănânc și așa mai departe. Și aici clar că se va dezvolta o nișă pe zona asta de mâncare sănătoasă într-un fel sau altul. Sunt niște curente într-un fel care se văd cu un pic de atenție, se văd cam, cam cu ochiul, cu ochiul liber, și ele sunt legate și de un alt lucru pe care și voi îl vedeți foarte bine. Curentele astea sunt generaționale, adică țin de caracteristicile generației. Generația noastră a avut un anumit mod de comportament, anumit set de valori și oarecum secvențialitate de achiziții de lucruri. Pentru noi era mai important să ne cumpărăm prima dată casă, ca să putem face copii, ca să, așa, mașini, motociclete și alte chestii de genul ăsta, nu? În schimb, cei care sunt deja a doua generație, copiii noștri sau generația intermediară până la copiii noștri, deja cumva schimbă această ierarhie, această logică naturală. Priorități. Da. Exact, aceste priorități. Pentru ei e mult mai ușor să-și arunc sau cum spate să mute la Londra sau în orice altă parte fără absolut nicio problemă. Deci nu mai sunt legați de zona imobiliară. Li se pare mult mai firesc să plătească chirie decât să plătească rată la bancă. Da, sunt ceva mai mobil. Da, eu sigur că subiectiv, fiind legat de piața asta imobiliară, eu cred că în România și văzând multe exemple din Europa, ca să nu mă duc dincolo de ocean, cred că piața asta imobiliară și profesia asta de consultant în imobiliare e o foarte bună oportunitate. În primul și în primul rând, comparat cu experiențele mele anterioare, e că nu ai stocuri aici. Deci ești într-un business în care lucrezi cu niște stocuri uriașe, fără să le deții, fără să te investești în ele, în aceste active imobiliare, dar dacă lucrezi în sistemul în care lucrăm noi, cu reprezentare exclusivă, e ca și cum le avea în proprietate pe o perioadă limitată de timp. Okay? Pe urmă, doi, ca proprietar de agenție, nu plătești salarii. Deci nu ai stocuri, nu plătești salarii. Deci zero investiții fabulos, în stocuri. Fabulos. Zero costuri salariale. Corect. Deci expunerea business-ului la riscul pieței e foarte mic. Nu? Că nu ești influențat de fluctuația de stoc și doi, nu ai riscul forței de muncă, corect, ca și cost. Și trei, lucrăm cu niște marje foarte mari, adică înapoi în timp când mă uit la telefonia mobilă în care eram eu, aveam o marjă de 5% la telefoanele mobile, în medie. Astăzi lucrăm cu 4% la proprietăți. Ok, deci iar ca să în valoare absolută nu, nu încap pe termen de comparație. Chiar dacă s-au scumpit telefoanele mobile. Chiar dacă s-au scumpit, da, alea scumpe s-au scumpit. Exact. Deci eu cred că e o foarte bună oportunitate de business și ca agent imobiliar, ca individ care își construiește un mini business acolo, ca liber profesionist și ca proprietar de agenție imobiliară care aș consolida din două perspective povestea asta. Și la mine vine o grămadă, mă rog, mai mare sau mai mică, de tineri care mă întreabă, bă, ar vrea să fac și eu niște bani, care ar trebui să fie un job de facultate sau o chestie de genul ăsta, că, uite, am apărut și eu pe aici, pe Cluj, părinții mei se chinuie într-un fel sau altul să mă țină la școală, că, na, s-au redeschis sezonul cu chiriile și trebuie să mergem la școală, că până acum eram online. Ce ar trebui să fac? Ce sugerez să fac ca să câștig niște bani? De departe, pe locul 1, 2 și 3, dacă e să mă întrebi, recomand, nu doar pentru că suntem prieteni și ne cunoaștem atâta vreme, zic, du-te la Remax din cel puțin două considerente. Unu, pentru că este cea mai rapidă meserie în care poți să faci bani.
Și bani adevărați, da. Nu bani mărunți. Cu o singură condiție, să muncești. Să muncești, corect. Să-ți placă, da. Să-ți placă munca și să-ți placă oamenii. Da, să-ți placă oamenii, exact. E people business. Exact, nu, despre comunicare. Corect, corect. Și al doilea considerent este că Remax-ul, spre deosebire de probabil majoritatea sau marea majoritatea companiilor din România, oferă acel lucru fundamental care se numește educație. Oh, și noi chiar am investit enorm în ultimii ani. Și mi se pare absolut fabulos, adică, băi frate, să vii să îți dau uneltele muncii, să ți le pun pe gratis în brațe și de mâine să poți să produci bani cu el, și fabulos, adică... Da. Da, și eu mă bucur că odată cu creșterea rețelei, că deja am depășit 900 de oameni. Wow, huge. Da? Evident că cresc și vârfurile. Anul trecut am avut, no secret, cei care sunt colegi cu noi știu, am avut prima dată un agent care a depășit 300.000 de euro încasări din comisioane într-un an. Great. Și un agent în al doilea an, adică al doilea an de carieră, 270.000 de euro. Oh my God! Da. Deci, mă întreb ce altă profesie liberală îți permite ca în al doilea an de la înscriere la cursuri să poți să câștigi probabil suma asta de bani. Notarii. Dar nu știu dacă faci în al doilea an de la înscriere. Depinde cine a fost tata, că da, nu știu, dacă da, exact, și exact, exact. Și îți lasă cheile de la SEIF, da. Ești bine, da, probabil că notarii, da. Însă nici așa de îngust asta acolo. Spun, încât, asta spun, pe când da, aici ai, da, slavă Domnului, un stoc de potențiale tranzacții infinit. Da. Uite, mai susțin chestia asta, am fost în Spania la o conferință pentru antreprenorii de acolo, antreprenorii români din Spania și în zona aia de Costa del Sol. Da. Jos. Malaga pe acolo. Bă, exact. Malaga, Marbella și toată, da, zona aia de acolo. Acum, tu sigur știi și ai văzut. Pentru noi a fost un șoc. Tot la a treia ușă era o agenție imobiliară. Da. Da, da, da. Deci, și alea îs, restaurant, gen, agenție. Gen window shop. Adică exact, sunt la vedere, nu sunt ascunse. Cum exact, sunt pe la noi. Exact, pe la etajul exact, 3, exact, 5. Exact, exact, acolo exact, agenție imobiliară. Tot să fie la stradă. Da, și mulți dintre cei care au fost la conferință și care sunt români, care s-au mutat acolo și s-au relocat acolo, sau, mă rog, s-au specializat pe meseria asta, pentru că era cea mai facilă formă și au plecat de aici cu studii de drept, cu studii de inginerie, cu studii de toate felurile și au shiftat foarte rapid spre... Da. Spre... Și eu pot să confirm că în România avem foarte mulți, foarte multe profile profesionale de oameni care se reconvertesc. Din poliție, din televiziune, din arhitecți, profesori, studenți, pensionari din armată, mulți, știi? Și plaja de vârstă nu are o limită. Adică, cum ziceai tu, poți să fii un student. Avem anul trecut cel mai bun agent din Cluj, o doamnă de 67 de ani. Ok? Care performează foarte bine în zona asta de proprietăți premium, știi? Deci nu există nicio limită de vârstă, nicio o restricție legată de educație. Destul de accesibilă. Singura condiție îi să fii serios și să fii, să-ți, vorba unui neamț din Remax care zice, arată în pantofi, cu cât îți mai uzați pantofi, cu atât e mai gros buzunarul tău, știi? Da, foarte fain asta, o spun și eu, măcar atunci când vine vorba de investiții, știi că avea Kiyosaki, cred că am mai conversat chestia asta, poate în întâlnirile noastre anterioare, avea vorba aia, zice, în investiții imobiliare trebuie să rupi 3 pantofi până cumperi prima proprietate. Și avea regula aia cu vezi 100, îți plac 10, negociezi 3 și cumperi una. Da. Aia mi s-a părut fantastică ca și cumva proiecție. Băi, fain să investești imobiliare, dar du-te și muncește. Chiar și ca investitor trebuie să înțelegi ce doamne sigur, 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 sigur. Și eu cred că în continuare e foarte important să dacă, știi că fiecare dintre noi evoluăm până la propria limită de incompetență. Principiul lui Peter. Ok. Nu l-am cunoscut pe Peter ăsta, dar dește băiat. Așa e? Da. Are și o carte foarte da, mișto și îți dă și soluții pentru cum să-i faci pe oameni să depășească problemul ăsta. Da. Eu cred că una dintre metodele simple e să-ți angajezi alți oameni mai deștepți decât tine. Ok? Drept pentru care ai nevoie de un agent imobiliar bun care să își fi tocit pantofii pentru tine
și care să, ca investitor, să-ți găsească și să-ți propună mai multe alternative care să te înțeleagă prima dată, să înțeleagă ce ai nevoie de bugete, de așteptări, de randamente și așa mai departe și, pe urmă, să poată să lucreze pentru tine folosind informațiile pe care el le-a acumulat tocindu-și pantofii în locul tău și așa mai departe. Absolut. Absolut. Da. Da, oricum, eu recomand și investitorilor ca într-o primă fază măcar să meargă cu agentul din când în când până se calibrează. Să pipăie. Exact, până se calibrează, să înțeleagă ce, ce tip de client urmărește pentru proprietatea respectivă, ce randamente vrea să obțină și așa mai departe. Da, e un proces și aici. Da. Tot. Fain. Tu ai fost acum la Londra, ați fost într-un eveniment din ăsta... Da, am avut un eveniment de business foarte mai mulți, fain. Mai mulți guru din ăștia în training, nu? Da. Ați pus mâna de la mână și ați făcut acolo un eveniment educațional. Am făcut un eveniment pentru antreprenori români din Londra. Un cred că l-ați făcut și pe la din Malaga, de care ziceam mai devreme. Sunt aceiași organizatori. Da. E un demers fain, zic eu, pentru că avem o statistică la un moment dat despre Italia, acum nu mai sunt actualizat cum stau companiile noastre din alte țări din Europa, dar în Italia aveam aproape 2 milioane de români cu scripte, cu acte în regulă, înregistrați acolo, din care aveam până într-o 1000 de companii făcute de români și aveam la, cred că era în 2017, n-aș vrea să spun o prostie, dar două dintre aceste companii aveau o cifră de afaceri mai mare de 10 milioane de euro. Două dintr-o 1000. Două din 2 milioane de români. Da. Din 2 milioane de români. Da. Asta era pâlnia cumva. 2 exact. Milioane de români sus, două companii cu exact. Business peste 10 exact. Milioane de euro. Exact. Deci au o nevoie acută de ajutor. Pentru că în zona asta de educație, zona de educație financiară, antreprenorială. De toate felurile, antreprenoriale, da. În genere, pentru da. Că, hai să fim realiști, acum știi și tu foarte bine, faci business de atâtea ani, noi nu avem o școală antreprenorială în România, abia în ultimii ani au început să apară 2-3 academii antreprenoriale sănătoase. Bine, poți face un MBA sau așa mai departe, dar ăștia pregătesc oameni pentru corporații, nu pentru antreprenoriat, da. În majoritatea cazurilor. Atunci, aici avem un foarte, foarte mare gap, oamenii fac business pe genunchi, cum se zice, și cel puțin acolo, în mediul concurențial de acolo, în care toată lumea ți-o stilă, pentru că nimeni nu se bucură, nici grecul, nici turcul, nici polonezul, nici ungurul, nici așa mai departe, că vii să-ți deschizi prăvălie lângă el, da? Plus băștinașii de acolo, care oricum își protejează inclusiv legislativ zonele de influență și sectoarele pe care ei le domină acolo, e părerea mea că e de cel puțin 3 ori mai complicat să faci business acolo decât aici. Da. Necunoscând piața, necunoscând absolut. Fără un network, fără... Și cu atât mai mult este lăudabilă într-un fel efortul lor, unul să te muți din țara ta într-o țară străină și doi să mai faci antreprenoriat acolo. Huge, oamenii ar trebui... Da. De asta așteptăm pe săracii ăștia să vină la noi să ajutăm să investească în imobiliare. Sau, am înțeles că îi o... cum spun eu... o contramigrație, practic, oamenii ăștia s-au întors în masă înapoi în perioada asta pandemiei, mulți au rămas aici și e un fenomen sunt niște programe, nu l-am documentat, dar asta e sunt feeling-ul niște, meu, că niște, mulți se întorc niște acasă. Programe speciale, mă rog, speciale, niște programe de ajutor, cum este Repatriot, da. Și mai departe, care cumva mai susțin demersul ăsta. Și eu mi-aș dori să vină cât mai mulți înapoi, pentru că nivelul de know-how pe care ei îl adună acolo, instrumentele pe care le folosesc, materialele cu care lucrează, că se vede pe peretele proprietăților sau așa mai departe, adică e palpabil, aduc un plus de valoare și pentru piața noastră. Și a fost, cum zici, ai menționat de Londra, a fost un eveniment foarte fain, oamenii sunt extrem de activi, dinamici, vor să facă lucruri și încercăm să sprijinim cât mai mult să facă un antreprenoriat sănătos. Da. Ce ne zici de cartea asta și de povestea și de conceptul din spatele ei? Care și eu am aflat când l-am văzut pe Sebi că a intrat pe ușă cu cartea asta în mână.
Și am da, mai am una, dar n-a ajuns încă din Statele Unite, aia special pentru tine, care se numește Profit First for Real Estate Agents. Wow! Bă, aștept să o primesc. Da, este... Mă, e o metodă, dacă vrei, foarte rapidă și puternică în același timp, de cash management pentru business-urile undeva până la 40-50 de milioane de euro, deci slavă Domnului că avem destul să ajungem pe acolo. Pentru că cumva folosește sistemul borcanelor, dacă îți aduci aminte de la lui Tim Harvecker, care zice, ți-au intrat banii în parte în șase borcane, pentru donații, pentru mâncare, pentru economii, investiții and so on, îl translatează la nivel de business în conturi bancare de data asta, nu mai folosești borcane sau valize sau așa mai departe și zice, toți banii care intră în mod normal pe care tu îi încasezi din piață, conțin într-o proporție variabilă, dar conțin profit, conțin compensația antreprenor, adică banii din care trebuie să trăiască proprietarul business-ului, că se prezumă că nu trăiește doar cu oxigen, da, și cu apă. Fotosinteză. Exact. Are de asemenea o componentă de taxe și impozite pentru stăpânul nostru, statul, și așa mai departe. Mai are o componentă legată de tot ce înseamnă cheltuielile astea de operaționarea, de operarea business-ului, cheltuielile operaționale. Și atunci, automat, cumva, fiecare sumă care intră, o captăm într-un rezervor, într-un cont colector pe care oricum orice afacere îl are, da? După care, periodic, ori săptămânal, ori odată, maxim de două ori pe lună, împărțim sumele respective în aceste conturi, da? Conform unor procente de alocare, urmând ca cheltuielile specifice pe care le facem, când plătim salariile, plătim din cheltuielile operaționale, când plătim taxe... Să se facă din borcanul specific, din contul borcanul specific. Din contul specific. Ok. Exact. Interesant. Ce aduce în plus chestia asta, față de sistemul pe care l-aveam? Tot sistemul de contabilitate, indiferent de sorgintea lui, că e anglosaxon, că e francez, se bazează pe înregistrarea faptelor deja întâmplate. Okay. Este o chestie despre istorie, de trecut. Da. Și tu trebuie să suni la contabilitate, să întrebi cât a fost profit anul, luna trecută, cât avem de plătit taxe și alte lucruri de genul ăsta. Da? În schimb, acest sistem este un sistem proactiv și îți direcționează banii în momentul în care ai încasat. Astfel încât tu o să știi de fiecare dată, înaintea contabilului tău, cât ai de plătit în către stat, pentru că banii aia sunt în contul de taxe. Cât ai de plătit cheltuielile operaționale, sunt în contul de operaționale. Cât ai de plătit pentru compensația antreprenor, pentru că sunt... Da, și algoritmul ăsta care, până la urmă, face împărțeala pe borcane, respectiv pe conturi, îl construiești după ce indicatori? Pentru că... Sunt doi pași aici. Ok. Primul pas este autoevaluarea, adică exact când te duci la doctor, trebuie să te uiți la cât mi-s analizele, da? Cât am glicemie și așa mai departe. Și după aia te uiți la standard. Ok, cât ar trebui să fie? Păi cu asta ești cam la 300, e nasol, știi? Versus cât zice... Ok, deci faci o radiografie a momentului. Faci o radiografie a momentului, te compari și compari cu ce standard? Cu, sunt două abordări aici. Cel mai corect este, sau varianta ideală, să te raportezi la media industriei. Ok, da? Care ar trebui să fie transparentă, publică, relevantă, să fie relevante. Acum, în România știm că ele sunt așa, cu plus și minus, și atunci cumva încercăm să luăm din țările din jur, din Polonia, din alte țări care seamănă cumva cu particularitățile pe care le avem în piața din România, niște standarde, un fel de benchmark. Dacă nu-l avem nici pe ăsta, ne uităm la cel mai puternic competitor al tău, da? Și vedem dacă e mai bun sau mai slab decât tine. Uh-huh. Dacă și acolo ești peste el, să zicem că tu faci profit de 12% și el face 10%, în momentul ăsta îți rămâne o singură variantă. Să-l îmbunătățești pe la 12% și să-l duci la 15%. Ok. Da. Și în virtutea asta facem un plan de îmbunătățire, dacă vrei, a profitabilității business-ului pe principiul farfuriilor mici. Asta apropo de dietă. Deci dacă vrei să slăbești, nu mai umple farfuria mare de toate, pentru că în sistemul ăsta am aflat multe chestii și despre dietă. Se zice că dimensiunile farfuriilor au crescut cu cel puțin 25% în ultimii 30 de ani. Interesant asta. Adică... Și mi se pare oarecum... O văd, adică da, o văd. Ok. Atunci am conștientizat-o mi se pare că deja e un fel de conspirație între producătorii de blide și de mâncare, știi? Da.
Are o corelare simplă. Exact, da. Și principiul ăsta al farfuriilor zice, ok, împarte totul în bucățele mici, astfel încât suma disponibilă pe care o ai pentru cheltuieli nesăbuite, pentru că mai este un fenomen aici, foarte interesant, se numește paradoxul creșterii. Noi am trecut, și știi foarte bine, că ai trecut până el, când deschideai încă un magazin, da, încă două francize, da, încă da, trei nu știu ce, pentru că asta îți mănâncă foarte mult din resurse, într-adevăr îți dă capilaritate mare, dar îți atacă foarte tare marja și profitul. Da, te expune. Exact. Ei, și atunci cumva sistemul încearcă să țină cumva echilibru, fii profitabil și când ești mic și când ești mare. Uh-huh. Pentru că altfel treci pentru o groapă de aia de potențial, știi să faci profit la început, faci două, trei modele care funcționează, zici ok, din hârtie iese 15% profit, perfect, hai să facem 100 de astea. Știi? Și când ai ajuns la 20, vezi că nu mai profitul nicăieri. Da, și aici mă întorc la parela ta care mi se pare foarte vizuală cu borcanele alea, știi? Dacă de la început știi că tot ce ți intră în contul mare automat îl împarți în cele, habar n-am câte borcane. Poți să faci câte vrei, pornim cu 5 de bază. Bun, dar... ok, 5 borcane. Asta te protejează de riscul de a te decapitaliza sau corect, nu? Corect, despre asta e vorba. Absolut. Și în final mai vine povestea asta, zice, bun, și cu ce bani cresc business-ul, cu ce bani îl dezvolt? Păi în momentul în care faci profit. Și tu știi foarte bine asta. Toate băncile te vor căuta ca să te ajute să crești mai departe. Investitorii vin la tine, nu trebuie niște bani să faci mai mult, că și noi vrem un profit de ăsta de 15% pe an în loc să mă duc la bancă, am vorbit de inflație, da? Cum te protejezi de inflație? Găsești un business care face profit mai mare decât inflația și ai rezolvat problema, știi? Metoda e simplă. E, și atunci cumva se schimbă total paradigma, că de fapt asta face sistemul, că e mai mult un sistem de protecție cumva a business-ului la nivel psihologic. De a nu mânca atât cât câștigi, și de a-i devora în dezvoltarea de asta fără număr, ci de a crește sănătos. Dar printr-o planificare simplă, că până mă despre asta e vorba. Absolut, da. Și o aplicare zilnică a acestui principiu simplu de împărțire pe borcane, conturi. Exact, okay? exact. Și toată teoria asta din acest manual, înțeleg la tine că are în spate un algoritm și un pachet de consultanți? Exact, este un soft prin care noi evaluăm toată povestea, starea actuală a companiei, facem împreună un plan de implementare și ce au constatat colegii mei din toată lumea, nu doar cei din Statele Unite. Dar de ce zici din toată lumea? Pentru că este un sistem global, adică el este la fel ca și voi. Ai un fel de franciză? Da, e un fel de franciză. Ai un fel de franciză. Da. Ai o rețea de consultanți care aplică sistemul același ăsta. Principiu pe segmente de industrie în țări și diferite. Și ăsta e numele sistemului? Așa se numește Profit sistemul. First. Profit First Worldwide. Așa se numește profitfirst.com. Am înțeles. Și cum ziceam, toți oamenii ăștia din sistem, unii dintre ei s-au specializat pe diverse nișe, unii pe stomatologi, alții pe agenți imobiliari și mai departe. Noi schimbăm informațiile între noi și în principiu știu cam care sunt marjele din industrie și unde ar trebui să fie un agent imobiliar și un avocat și un consultant de business sau așa mai departe. Și asta dă foarte multă valoare cumva conceptului. Ok, deci practic dacă vorbim de o agenție imobiliară, și eu evident că mă gândesc aici la una Remax, ca să constitui algoritmul ăsta, faci o analiză a acelui business, pe de o parte... În franciză este o particularitate, Răzvan. Că există un benchmark, probabil. Există un benchmark, dar facem un lucru. Analizăm franciza din cel puțin... Acum depinde câte sunt, că voi aveți 10... 70. 70. În mod normal, luăm undeva cam 10% din ele, să le testăm, să vedem dacă se respectă algoritmii, adică trebuie să vedem toată bucătăria internă, pentru că sunt particularități legate de zone și abia după aia facem modelul pentru toată franciza pe care îl predăm mai departe. Ăsta ar trebui să fie standardul francizei, raportat la dimensiunea borcanelor, știi? Și ce vreau să spun mai devreme era faptul că cel mai important lucru aici este suportul de a fi disciplinat în toată povestea asta. Ok, și suportul ăsta cine îl dă? Păi asta e rolul consultantului, că stă cu tine și în data de 24 ai coaching-ul de 15 minute sau jumătate de oră în care ok, am banii ăștia, trebuie să-i distribui acolo, nu mi-ajung, se poate să întâmple asta pentru că a venit o factură mai mare de energie electrică sau ai avut un damage la mașină sau chestii de genul ăsta, automat trebuie să iei niște decizii. Da?
Și consultantul, într-un fel, te ferește de cel mai mare păcat de a abandona sistemul în mijlocul implementării lui. Da, corect, care e un pericol așa real. Este, absolut. Real, da. So, cam asta e. Nu e o chestie complicată. Bun. Necesită un pic de disciplină ca să-l... Ca păi, eu promit aici cu tine și cu cei care ne ascultă, pentru cei care sunt Remax, că o să aprofundez cu Burcaș povestea asta și că o să mă gândesc să o întorc. Ne mai vedem cu mă gândesc să o întorc spre noi, că mi se pare interesant, foarte interesant. Și eu cred că va fi un aude plus acum aici în premieră. Deci va fi un plus de valoare. Păi trebuia să vin și eu cu ceva. Da. Nu ne-am văzut atâta vreme. Va fi de bun augur pentru toată lumea, cu siguranță. Bine, Sebi, noi am cam ars alea 60 de minute de care ținem, că așa se și numește emisiunea. Super. Și a fost o plăcere să chetuiesc cu tine așa la un ceai. Mulțumim fain și sper să ne mai vedem cu oamenii din Remax și cu cei din afară. Cei care sunteți colegi de-ai noștri, sper că ați învățat sau ați luat măcar o idee din întâlnirea asta. Cei care sunteți din afara Remax, suntem 900 de oameni care așteptăm să vă ajutăm dacă sunteți în piață. Dacă vreți să faceți o carieră, cred că real estate-ul e una dintre cele mai tari industrii sau mijloace de a face bani și de a avea libertate. Cred că Absolut. E un lucru important. Și puneți mâna pe telefon sau dați un semn să ne întâlnim la o cafea legată de ideea de business cu Remax. Mulțumim fain și țineți aproape. Și eu mulțumesc și îți mulțumesc pentru invitație. Mersi. Cu drag.